Vă salut, prieteni! Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și vă spun bun găsit! Astăzi vă propun să aflăm cum putem slăbi cu ajutorul enzimelor. Enzimele acționează importante reacții biochimice în organism. Transformă substanțe în alte substanțe și divizează moleculele. Enzimele sunt cunoscute și sub denumirea de biocatalizatori. Valorifică elemente de bază necesare organismului din alimente și participă la procesele metabolice. Pe lângă digestie, creștere și respirație, enzimele sunt necesare și pentru transmiterea stimulilor și pentru numeroase alte procese din organism. Enzimele participă în calitate de regulatori și puncte de control în derularea diverselor reacții chimice din organism. Aproape toate enzimele sunt proteine active în reacțiile chimice din organism sub formă de catalizatori. Enzimelor le revin numeroase funcții, dintre care cele mai variate. De la digestie, la procese metabolice, la transferul materialului genetic în proteine, enzimele participă la toate acestea în calitate de biocatalizatori. Enzimele sunt formate din lanțuri proteice și se deosebesc în enzime simple cu un singur lanț proteic și enzime care sunt formate din mai multe lanțuri proteice. Aceste lanțuri proteice sunt pliate caracteristic pentru fiecare clasă enzimatică. Enzimele sunt de cele mai multe ori multifuncționale. Astfel, enzimele simple preiau deseori mai multe sarcini în organism. La fel de des se întâmplă ca mai multe enzime izolate să se organizeze într-un complex mai mare. În astfel de complexe, enzimele interacționează între ele și se controlează reciproc. În anul 1940, savantul american Edward Howell, cercetând enzimele în laborator, a descoperit că ele sunt purtătoare ale vieții în orice organism viu, animale și plante, fiind deci și materia vie din alimentele consumate de om, atâta vreme cât nu sunt ucise prin fierbere. Spre deosebire de vitamine, enzimele nu pot fi sintetizate industrial, găsindu-se ca atare doar în alimentele crude și proaspete. Cu cât alimentația noastră conține mai multe enzime, cu atât mai multe sunt izvoarele de viață care se revarsă în corp, ceea ce înseamnă un surplus de energie și rezistență, creșterea imunității împotriva bolilor, o mai bună funcționare a glandelor și, la fel de important, o echilibrare a greutății corporale. Revista Formula As ne spune că, din nefericire, după vârsta de 40 de ani, prezența enzimelor se diminuează, iar dacă datorită unei alimentații incorrecte, de exemplu prea multe alimente fierte și prea puține fructe și legume proaspete, organismul nu primește enzime suficiente pe cale alimentară, fluxul de energie scade și asistăm neputincioși cum ne îngrășăm. Dimpotrivă, o alimentație bazată în principal pe alimente crude și proaspete ne va energiza organismul, ajutându-l să ardă cu eficiență grăsimile. Cruditățile cele mai bogate în enzime sunt germenii de grâu, laptele crud, adică iaurtul, laptele acru, zerul, gălbenușul de ou, zarzavatul proaspăt, embrionii de semințe obținuți prin încolțire, fructele, legumele și sucurile de zarzavat. Așadar, enzimele nu se regăsesc numai în organism, ci, așa cum am văzut, și în numeroase alimente. Enzime importante pe care organismul nu le poate produce trebuie asimilate din alimente. Pentru o asimilare cât mai bună, alimentele trebuie să fie proaspete și pe cât posibil crude. Enzimele care se regăsesc în fructele și legumele proaspete ne ajută în special la digestie. Deseori, enzimele asimilate prin hrană nu sunt digerate complet, deoarece ne lipsesc enzimele digestive. Resturile nedigerate de hrană se pot depune în organism sub formă de grăsime și materie reziduală.
Vitaminele, nutrienții și micronutrienții stimulează sănătatea și sunt deseori componente ale enzimelor. O carență de vitamine înseamnă de cele mai multe ori și un deficit de enzime esențiale, care nu sunt puse la dispoziție de organismul nostru. Enzimele naturale pot fi consumate din fructe, legume crude, spuneam, salată și alune. În special, bananele, kiwi, ananasul, papaya, curmalele și perele sunt foarte bogate în enzime. Din rândul legumelor, cele mai bogate în enzime sunt brocoli, castraveții, roșiile și zucchini. Bromelaina este cea mai cunoscută enzimă care se găsește în ananas. Denumirea este formată din două enzime care se regăsesc în acest fruct și care au un efect antiinflamator și anticoagulant, fapt apreciat în cazul a numeroase afecțiuni provocate de o inflamație. Printre acestea se numără diabetul, osteoporoza, artrita, hipertonia, dar și acnea și Alzheimer. În plus, enzimele din ananas ajută și la descompunerea proteinelor din alimente. Proteinele sunt descompuse în componenții care le formează, respectiv aminoacizi, care la rândul lor sunt necesari pentru formarea de celule în organism. Biocatalizatorii, precum enzimele, joacă un rol important și în pregătirea băuturilor și alimentelor. Enzimele sunt folosite în numeroase procese de fermentație, deoarece transformă zahărul în acizi, făcând posibil consumul de alcool, brânză, iaurt și produse de patiserie. Spre exemplu, în producția de brânză sunt folosite proteazele pentru fermentarea laptelui. Enzimele din bacteriile acidului lactic sunt folosite în producția de iaurt. În distilerii și cofetării sunt folosite enzime precum amilaza și proteazele. Spuneam la început că enzimele sunt un aliat de nădejde în cazul în care vrem să slăbim. Dar este foarte important să ținem cont de câteva aspecte. De exemplu, trebuie să disociem albumina de hidrații de carbon. Dacă la o masă consumăm prea mulți hidrații de carbon, de exemplu pâine, orez, cartofi, concomitent cu albumina, care o luăm din carne roșie, carne de pasăre, pește, ouă și produse lactate, organismul va primi o cantitate prea mare de acizi. Urmarea, activitatea enzimelor va fi încetinită, iar digestia nu va mai funcționa fără probleme. Ideal ar fi să disociem aceste alimente. La prânz, să consumăm numai alimente care conțin albumină. Albumina stimulează gândirea clară și concentrarea. Aceste alimente care conțin albumină vor fi însoțite obligatoriu de o salată. Asta la prânz, iar seara putem mânca numai hidrații de carbon. Aceștia favorizează secreția de serotonină, care relaxează și produce somn. Și ei trebuie completați de o salată. În plus, la masa de prânz putem adăuga și un fruct. Fructele sunt bogate în enzime și ajută la digestie. Dădeam exemplu mai devreme. Ananasul, merele, perele acre, grapefruit, kiwi, mandarine, portocale, papaya și lămâie. În al doilea rând, trebuie să ținem cont și de ce sunt așa de importante alimentele crude. La temperaturi între 50 și 70 grade Celsius, enzimele mor. Același lucru se întâmplă și când alimentele sunt pasteurizate, înghețate sau sterilizate. Numai alimentele crude furnizează enzimele care ne ajută să slăbim. Și acum haideți să vedem un plan de regim de slăbire. Adoptând rețetele pe care ni le recomandă revista Formula AS, alcătuite pentru două persoane, veți slăbi incredibil de repede, fără să mai numărați caloriile, întrucât organismul reacționează instantaneu la alimentele bogate în enzime. Dimineața, puteți să vă faceți un tonic pentru activare fizică.
amestecați în mixer 120 de ml de suc proaspăt de portocale cu o jumătate de banană, o jumătate de măr tăiat în bucăți și două linguri de stafide și mâncați lângă piureul astfel obținut o jumătate de grapefruit. Sau puteți alege și altă variantă. Mâncați o porție de brânză de vaci amestecată cu mult pătrunjel tocat și usturoi ras. Apoi beți un ceai în care ați stors o lămâie, un grapefruit, o portocală sau 2-3 mandarine la alegere. La gustarea din cursul dimineții avem de ales între 3 variante. Un fruct, un ceai de plante rece sau fierbinte cu câteva curmale sau un pahar de suc proaspăt de legume. La prânz avem un meniu cu albumină și salată. Pentru albumine, alegeți pentru o porție circa 110 grame de carne slabă de pasăre sau pește. O frigeți pe grătar sau o puteți prăji în unt. Dacă aveți tigaie de teflon, nu folosiți grăsime deloc. Cine poate să renunțe la carne la masa de prânz, poate să bea un pahar de iaurt sau să mănânce un ou. Ca și salată, la preparare vom alege o legumă pentru frunze, salată verde, varză sau pătrunjel, o legumă pentru rădăcină, care poate fi o sfeclă sau un morcov, și una pentru fructele ei, cum sunt roșiile, ardeii, etc. Dacă vreți, adăugați și câteva legume ușor călite, dovleac, conopidă, fasole verde și semințe oleaginoase sau nuci și alune pisate. Pentru gustarea de după amiază, puteți consuma un pahar de suc proaspăt de legume sau ceai de plante. Dacă vă este foame, puteți mânca biscuiți fără zahăr, doar câțiva. Seara combinăm hidrații de carbon cu legumele. Circa 50 de grame de orez, 50 de grame de paste sau piure de cartofi din 3 cartofi și cât de multe legume transformate în salate sau ușor călite. Apoi o supă de zarzavat cu o felie de pâine integrală. Și gustarea de culcare. Înainte de somn, mâncați o banană care favorizează un somn liniștit. În continuare, revista Formula AS ne oferă și câteva rețete de salate bogate în enzime. Acestea pot fi adăugate la prânz lângă albumine, adică lângă carne și lactate, sau hidrații de carbon lângă paste, orez, cartofi, salată italiană. Avem nevoie de o salată verde. Cu cât mai verde, cu atât mai hrănitoare. Bine spălată și scursă, se taie fâșii și se amestecă cu 2-3 roșii tăiate felii, 50 de grame miez de nucă pisat, 50 de grame telemea tăiată în bucățele, fasole verde ușor dunstuită, ceapă tocată și 2-3 căței de usturoi. Sosul îl facem din 4 lingurițe de ulei, o linguriță de suc de lămâie, o linguriță de zer sau iaurt și sare. Salată de spanac. 250 de grame de spanac verde, nefiert, se spală și se taie în fâșii subțiri. Se amestecă bine cu 2-3 cepe verzi tăiate inelușe, un morcov ras, o roșie 2 tăiate cubulețe, 3 lingurițe de semințe decojite de dovleac. Pentru sos ne trebuie 4 linguri de ulei, 2 linguri de sana, 2 căței de usturoi pisați sau rași, 3 linguri de iaurt și sare. Dacă nu vă place niciuna din aceste două variante, puteți să vă faceți o salată de brânză de vaci. 3 linguri de brânză de vaci se amestecă cu o legătură de ceapă verde tocată, un gălbenuș de ou, un pahar de iaurt, 2 lingurițe suc de lămâie și un praf de sare. Se amestecă cu orice legumă, țelină, morcov, andive, dată pe răzătoare sau tăiată felii subțiri. Sau puteți să vă faceți o salată de varză roșie. 300 de grame varză roșie tocată foarte mărunt se amestecă cu 150 de grame de prune uscate, înmuiate în apă și din care s-au scos sâmburii. Aceste prune se taie în patru. Apoi se adaugă 5 linguri de unt de lemn,
2 linguri de sana, 3 linguri zeamă de portocale, sare, piper, un praf de scorțișoară și o linguriță de miere. Se amestecă totul și se lasă o oră să se pătrundă. O rețetă foarte interesantă, deja eu sunt foarte curioasă. Sau putem să ne mai facem o salată de pătrunjel verde. Avem nevoie de 4-5 legături de pătrunjel verde, se spală bine și se toacă mărunt. Se amestecă cu un căței 2 de usturoi rași, 2-3 linguri unt de lemn, 2 lingurițe suc de lămâie, câteva măsline din care am scos sâmburii, tăiate în 2, o roșie 2 la alegere. Această salată se poate amesteca și cu orez fiert sau cu macaroane. Este un deliciu. Dragi prieteni, atât pentru astăzi. V-am făcut deja poftă, spor la treabă și până data viitoare vă doresc numai bine și multă sănătate. Pe curând!